Încerceră chiar așteptam uh, să văd când va fi momentul în care uh, acest trio uh, se va lua la harță. Asta pentru că um, cumva Irina cred că a așteptat zilele acestea ca Alex să, să înceapă un conflict. Dacă a văzut că nu se întâmplă asta și ei cumva nu sunt în uh, vizorul telespectatorilor, a început să vorbească despre el și să spună că de fapt nu are încredere în sine și că de aici vine eu la acela și așa mai departe, pentru că știa că o să-i dea foc lui Alex și că vor începe discuțiile. De data aceasta sunt uh, pro-Alex și cred uh, că a fost un joc psihologic făcut de Irina. Să-i dea foc lui Alex, știe că Bogdan nu o să se aprinde indiferent de ce va spune Alex și cumva, uite, va crea conflicte de genul. Dacă așa crede Irina că o să-și construiască relația și în felul acesta vrea să meargă. Eu aș spune, pas, din punctul meu de vedere, Alex ar fi fost ultima persoană despre care ar fi trebuit să vorbească Irina, având în vedere că ea, de fapt, l-ar fi înșelat pe Bogdan cu Alex, nu? Că ea a fost într-o cunoaștere cu Bogdan, Bogdan a plecat, plângea după el, era îndrăgostită, el îi trimitea cadouri, și la câteva zile s-a sărutat. Și ca să vedeți e că chiar îi funcționează strategia Irinei. Eu, de când a intrat Bogdan în casă, nici o secundă nu am vorbit despre ei. Acum am vorbit tocmai pentru că a creat acest conflict cu Alex. Deci, cumva, până și eu am ajuns să vorbesc despre ei, deși mi-am propus că n-am să o mai fac vreodată, pentru că nu sunt genul de persoane pe care eu aș vrea să-i promovez sau să vorbesc despre ei.